Întâlnirea organizată de Fundația Comunitară Prahova a adus față în față cei doi factori implicați în problema apei calde. Pe de o parte, Consiliul Județean Prahova, reprezentat de vicepreședintele Cristian Apostol, care deține termocentrala de la Brazi, și Andrei Volosevici, primarul Ploieștiului, reprezentant al municipalității, care deține rețeaua secundară de distribuție și centralele de cartier. Discuția trebuia să arate, în final, cum pot colabora cele două instituții pentru a porni cât mai rapid furnizarea apei calde. Cred că e clar pentru toată lumea că noi nu avem ce. Toată lumea întreabă în această perioadă de ce nu s-a furnizat agent termic, pentru că nu s-a produs. Și cine ar fi putut să dea drumul la cuptor? Este evident cei care dețin în patrimoniu ce? Și rețeaua primară. Banii respectivi ce au fost aprobați în ultima ședință a Consiliului Județean sunt pentru reparații în echipamentele din cetul Brazi și survin după rezilierea contractului cu operatorul. Deci, și dacă un contract este reziliat, cine va face reparațiile respective? Va exista, de fapt există o procedură în lucru și din ce știu mâine sau poimine se va semna și contractul cu noua firmă care va intra și va asigura reparația atât CAF-ului 2 cât și cazanelor 5 și 6. Cu o pisică aruncată dintr-o curte înaltă, CJ Prahova a alocat 3 milioane de lei pentru reparațiile cazanelor 2, 5 și 6 care asigură apa caldă și agentul termic. Doar că discuția este încă dacă primăria Ploiești preia CET Brazi printr-o firmă nou înființată de către Consiliul Local sau rămâne în administrarea CJ Prahova, care să urgenteze refacerea instalațiilor. În plus, a fost reziliat și contractul cu actualul operator de termie, SC Termoficare Prahova S.A. Din câte înțeleg despre Consiliul Județean, sub nicio formă nu se mai dorește revenirea la reziliere. Pe de altă parte, despre domnul primar, văd că nu există disponibilitate pentru înființarea unei noi societăți și, din punctul meu de vedere, cred că asta este singura soluție. Problema este că se va ajunge la atribuire directă, ceea ce pe mine mă îngrijorează. În momentul ăsta, atribuirea directă va fi făcută de Adi Termoprahova, pentru că este în vigoare. Ea există. Și trebuie să ducă contractul până pe 2 noiembrie, când se va termina perioada de 90 de zile. Problema este că trebuie făcută la urgență acea societate comercială, pentru că domnul primar știe foarte bine că nu va primi sprijin, va primi cetul Brazi pe care și noi s-a vrut să-l ia, dar problema este că în momentul ăsta acea societate comercială este singura asta soluție. Prezent la întâlnire a fost și prefectul județului Prahova, care a mediat permanent discuțiile dintre autoritățile implicate și a încercat să găsească soluții în problema apei calde. Sper ca la sfârșitul acestei dezbateri să plecăm cu numitor comun și cu certitudinea că pentru noiembrie vom avea atât apă caldă cât și căldură. Vis-a-vis de apă caldă, să sperăm că colegii mei vor găsi o soluție astfel încât să poată să pornească acel cazan CAF2. Știu că s-au alocat bani pentru, atât pentru reparația acestui cazan, cât și pentru cele două cazane, 5 și 6. O palmă puternică peste speranțele ploieștenilor dezamăgiți de lipsa apei calde vine odată cu informațiile aduse de un alt invitat la eveniment cu privire la soluțiile tehnice de repornire a instalațiilor. Inspectorul șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor, Supresiune și Instalațiilor de Ridicat Brașov spune că va dura destul timp până ce serviciul de termie să fie funcțional. Apă caldă în situațiile în care, să zicem, de mâine s-ar da verde, maxim 30 de zile. Repararea CAF-ului 2, asta înseamnă apa caldă. Din punct de vedere al încălzirii referitor la cazanul 5, dacă vorbim, și acum vorbim numai strict de cazane, mai devreme de 3 luni nu-l vedeți funcționând. Dar, repet, am spus-o, sunt foarte multe echipamente care sunt pe flux, care astea nu trebuie uitate. 15-20, conductele de abur. Și de foarte multe ori o oprire face mai mult rău, pentru că odată oprită instalație, la repornire
s-ar putea să avem surprize. Printre puținii ploieșteni, participanții la dezbatere au fost și nemulțumiți. Un bărbat a avut remarci tendențioase la adresa primarului pe toată durata evenimentului și nu s-a sfii să manifeste o reacție virulentă nici la finalul întâlnirii. Autoritățile au promis înainte de finalizarea dezbaterii că se vor reuni pentru a pune pe masă toate soluțiile tehnice care să conducă rapid la rezolvarea problemei, deși asupra situației termocentralei încă planează mai multe incertitudini. Acestea sunt atât de ordin administrativ cât și tehnic.